Bună dimineața, bine v-am regăsit la webinarul matinal organizat de către Admiral Markets, intitulat Jurnal de Tranzacționare. Sunt Pavel Bistricianu și voi fi gazda dumneavoastră de astăzi la acest webinar din 2 mai 2017. În speranța că sunetul este în regulă și că se vede și se aude în același timp bine, începem webinarul de astăzi, ca de obicei, menționând că este unul cu caracter informativ și că nu este organizat cu scopul de a oferi sfaturi sau recomandări de tranzacționare pentru niciun instrument. De altfel, orice opinie exprimată este părerea mea și nu reprezintă punctul de vedere oficial al Admiral Markets. Bineînțeles că trebuie să menționăm și faptul că efectul de levier poate să implice și un risc adițional, pentru că vorbim despre tranzacționarea în marjă. Prin urmare, vă rugăm să vă asigurați că atunci când tranzacționați astfel de instrumente, înțelegeți pe deplin modalitatea de funcționare, cum se poate realiza profitul și care este riscul la care vă expuneți. Acestea fiind spuse, putem să trecem la analiza de piață, să vedem ce s-a întâmplat în săptămâna precedentă în piețele financiare și să vedem cam ce ar putea să urmeze în această săptămână, care poate pentru noi nu a început însă, dar pentru piețe a fost o săptămână care a început ieri, pentru marea majoritate a piețelor, deși aproape toate sesiunile de tranzacționare, mă refer aici, toate regiunile au avut sărbători în preajma acestei perioade. Piața Forex a fost deschisă ieri și vedem de fapt și evoluții în acest sens. Am avut o săptămână trecută, spun eu, cu o puternică încărcătură fundamentală care a fost determinată de mai mulți factori care pe termen scurt, dar și pe termen lung, ar putea să influențeze în continuare piața. Pe de o parte, rezultatul alegerilor din Franța, care a fost unul care a impactat pozitiv activele europene. Pe de altă parte, așa numita mare reformă a taxelor a lui Donald Trump, care a avut un efect neutru sau nu a avut impactul pe care l-aș fi așteptat asupra indicilor bursieri, în mare parte, mai mult decât asupra dolarului sau a pieței Forex. Și spre finalul săptămânii am avut un eveniment care a fost mai puțin mediatizat sau menționat la aceste webinarii matinale, și anume săptămâna trecută au existat și temeri în piață cu privire la posibilitatea ca Guvernul Statelor Unite ale Americii să intre în incapacitate de plată, pentru că nu exista încă un plan până în ziua de sâmbătă de ridicare a plafonului datoriei. Acest lucru s-a întâmplat în cele din urmă, în data limită, ca de obicei, așa cum ne-au obișnuit americanii. Și per total, dacă ne uităm la evoluția pieței, am avut o săptămână în care, la modul general, cu mici excepții, piața nu pare să-și fi găsit încă făgașul normal. Am avut o deschidere a sesiunii săptămânale cu gap, a sesiunii săptămânale precedente, evident, însă acest gap nu a reușit să fie nici acoperit, pe de altă parte nici nu am reușit să vedem o continuitate într-un sens sau altul a pieței. Am avut și în aceste zile o perioadă sau în mare parte piața s-a caracterizat de o lipsă de lichiditate sau o lichiditate mai scăzută, să fim așa mai corecți în ceea ce spunem. Cred că per total putem să spunem că piața se află în marea majoritate a cazurilor cam la același nivel la care a deschis sesiunea săptămânală trecută. Aș putea să spun pe de altă parte că în ceea ce privește activele majore există așa o doză de incertitudine și în continuare lipsă de predictibilitate în acest moment. Și cred că asta se reflectă destul de bine în evoluția prețurilor. Vom începe cu dolarul american, să vedem care a fost evoluția din săptămâna trecută și vom continua cu euro, lira și așa mai departe. Și aici observăm o lipsă de consistență în evoluția monedei americane din cauza faptului că datele economice din ultima perioadă scot în evidență, aș spune eu, un posibil impas în care s-ar putea afla economia Statelor Unite ale Americii. Pe de o parte, produsul intern brut, cel mai important indicator de săptămâna trecută, s-a afișat la cel mai scăzut nivel din ultimii câțiva ani, 3 ani, cu o creștere de doar 0,7%. Datele din piața muncii nu au fost deloc îmbucurătoare, să nu uităm că am avut un NFP la cel mai scăzut nivel din ultima perioadă, 98.000, doar 98.000 de locuri de muncă create în luna precedentă și câțiva alți indicatori din sectorul serviciilor sau din sectorul producției care de asemenea reflectă faptul că economia Statelor Unite nu dă dovadă de aceeași dinamică ca până acum. Acea dinamică care a determinat Fedul să înceapă acest proces de ridicare a dobânzilor și, de fapt, cred că această lipsă de consistență în evoluția dolarului american, și ne uităm pe graficul indicelui dolarului, tocmai așa se traduce temerile investitorilor că Fedul ar putea să nu continue acel ritm de creștere a dobânzilor. Este ceea ce cred că ține dolarul american oarecum pe loc și nu îl lasă să evolueze așa poate cum ne-am fi așteptat. Cum spuneam, luna trecută locurile de muncă create au fost mult sub așteptări, ritmul de creștere a inflației a încetinit, sectorul serviciilor și cel de producție la fel. Sunt foarte mulți factori care ar putea să determine un Fed mai puțin hawkish ca de obicei la ședința de miercuri aceasta, în data de 3 mai. Astfel, există posibilitatea ca după această ședință de miercuri, dolarul să înregistreze o depreciere sau o continuare a deprecierii după acest gap cu care a deschis sesiunea săptămânală trecută. Bineînțeles, dacă aceste temeri, să spunem așa, ale investitorilor se vor confirma, adică nu vom vedea o ședință Fed cu o conferință de presă la care se declară ceva, dar publicarea statementului, adică acel raport pe care îl publică Fedul, Banca Federală Americană, cred că va fi punctul de atracție maxim al investitorilor în această săptămână, pentru că ar putea să scoată la iveală sau să pună în evidență ritmul pe care îl vor avea în acest proces pe care l-au început încă din ședința de pe 14 decembrie 2016. Pe lângă decizia Comitetului de Politică Monetară, adică pe lângă FOMC, ședința FOMC din această săptămână, vom avea și câțiva indicatori economici adiționali, pe care sunt convins că îi știți, datele din piața muncii, și acestea vor începe cu ADP-ul de miercuri și vor continua cu publicarea non-farm payrolls, NFP-ului plus rata șomajului în cursul zilei de vineri. Cred că de aceste date și de cele din sectorul manufacturier avem ISM-ul tot în cursul zilei de miercuri, undeva la ora 17, ora României. De aceste date spuneam că ar putea să depindă direcția în care ar putea să evolueze dolarul în următoarea perioadă. Strict din punct de vedere tehnic observăm acest breakout care a fost realizat la nivelul 99, nivel sub care prețul a consolidat și pe care oarecum încearcă să îl retesteze în acest moment. Bineînțeles că avem și un breakout, o breșă, aș spune eu, semnificativă la nivelul acestei linii de trend ascendent, care ar putea să determine, în cazul în care poziția Fed nu va fi una cel puțin de continuitate, ar putea să reprezinte premizele perfecte pentru o continuare a declinului american. Dacă se va întâmpla altfel, am putea să vedem o revenire peste nivelul 99 și poate o continuare spre niveluri de rezistență, respectiv suport precedente, adică nivelul 100 și mai sus 100.50. Cam asta ar fi despre dolarul american. Trecem la euro, care opus sau în contrast cu dolarul american a avut, aș spune eu, cea mai impresionantă evoluție din săptămâna trecută la nivelul activelor majore. Această evoluție, bineînțeles, că a fost determinată în mare parte de rezultatele primului tur de scrutin din Franța, al alegerilor din Franța. Fără acel avans considerabil de aproximativ 150 de puncte, cred că euro ar fi fost departe de a înregistra cele mai bune performanțe în săptămâna trecută. Cu toate că și în zona euro lucrurile, conform spuselor lui Mario Draghi și, bineînțeles, prin prisma cifrelor care s-au afișat în ultima perioadă, lucrurile nu stau chiar foarte bine, sau cel puțin nu la fel de bine pe cât stăteau până acum. Cel mai important aspect și pe care președintele BCE l-a menționat și de care s-a declarat îngrijorat la ședința de joi este faptul că inflația nu este la nivelul optim, pe de o parte, dar mult mai important din punctul meu de vedere este faptul că inflația nu este una stabilă. Când avem creșteri foarte mari, când avem scăderi mai mult decât așteptările, ceea ce oarecum a determinat BCE-ul să aibă în continuare o poziție neutră și ușor dovish la ședința de joi, moment în care am văzut o scădere semnificativă în cotația euro-dolarului, împiedicându-l oarecum să se stabilizeze peste nivelul de rezistență actual, de fapt 1,0950, nou nivel maxim. Cu toate acestea, vedem că nici gap-ul cu care a deschis sesiunea săptămânală trecută euro nu a fost acoperit, ceea ce oarecum lasă perspectivele deschise pentru o continuare a aprecierii, ca și nivel de rezistență extrem de important 1,0950, nivel de suport de asemenea important 1,0850. De fapt, observăm o evoluție laterală ceva mai largă de aproximativ 100 de pips și în cotația euro-dolarului și cred că datele din piața muncii și câțiva alți indicatori din zona euro care se vor publica și pe care îi voi menționa imediat ar putea să determine fluctuații și posibile spargeri ale acestor niveluri pe care le-am menționat ca fiind foarte importante, respectiv 1,0950 nivel de rezistență și 1,0850 nivel de suport. Pentru această săptămână, în ceea ce privește euro, este probabil esențială încercarea investitorilor de a se poziționa în ajunul ultimului tur de scrutin al alegerilor din Franța, care va avea loc duminică 7 mai. Însă, înainte de duminică, cel mai probabil, sau nu cel mai probabil, sigur, impactul alegerilor se va reflecta în grafice la începutul săptămânii viitoare, însă până atunci avem câțiva indicatori de asemenea importanți pentru zona euro, și anume, miercuri la ora 12 avem produsul intern brut pentru primul trimestru pe zona euro, ceea ce reprezintă de asemenea un indicator extrem de important, care probabil dacă va reflecta ceva diferit față de PIB-ul pe SUA, ar putea să determine o schimbare oarecum de sentiment sau continuarea acestui sentiment, mai bine spus, de pozitivitate vis-a-vis de euro. În caz contrar, am putea să vedem și ceva scăderi în ceea ce privește euro. Însă, cred că nu vom vedea mișcări semnificative sau mișcări care să determine fluctuații mai mari decât ne așteptăm înainte de alegerile din Statele Unite. Adică, da, avem știri din piața muncii în Statele Unite, avem știri și pe dolar și pe euro în cursul acestei săptămâni, însă nu mă aștept ca euro-dolarul să rupă gura târgului înainte de data de 8 mai, adică la deschiderea sesiunii săptămânale de săptămâna viitoare. Prin urmare, pe termen scurt, consider că pot exista fluctuații care pot fi oarecum fructificate, însă pe termen lung nu m-aș decide la o poziționare într-un sens sau altul fără a avea datele alegerilor din Franța pe masă. Bun, trecem la lira sterlină, care de asemenea a avut o săptămână destul de pozitivă. Observăm că deschiderea sesiunii de astăzi, sau haideți să spunem sesiunea de ieri, pentru că, repet, piața Forex a fost deschisă și în cursul zilei de ieri. Sesiunea săptămânală a fost deschisă oarecum în scădere. Cu toate acestea, observăm un breakout semnificativ la nivelul 1.2850. După acest avans considerabil pe care lira sterlină l-a avut la publicarea știrilor sau în momentul în care Theresa May a făcut acea declarație că vor fi alegeri anticipate în data de 8 iunie, am avut o perioadă de consolidare din care prețul a reușit să evadeze, a cărui rezistență a fost răpunsă la nivelul 1.2850 și am văzut o evoluție, aș spune, foarte pozitivă, poate cea mai pozitivă după evoluția monedei euro. În săptămâna trecută a atins un maxim local în jurul valorii de 1.2970 și observăm cel mai important această stabilizare în jurul valorii de 1.2880-1.29, care pe termen scurt, spre mediu, ar putea să continue, însă care pe termen lung ar putea să deschidă calea spre niveluri de rezistență precedente. Și cred că aici cel mai important nivel pe care ar trebui să-l menționăm este nivelul 1.3450 spre 1.35, acel nivel minim aproximativ pe care l-a atins GBPUSD după referendumul din iunie anul trecut. Aceeași evoluție oarecum laterală continuă și pe euro-GBP. Am avut o perioadă în care GBP-ul s-a apreciat în raport cu euro. Am avut această scădere de la nivelul posibilului umăr drept al acestui pattern, o testare a nivelului de suport sau a acestui neckline la nivelul 0.83, 0.8320, după care prețul a respins și odată cu sesiunea de luni, săptămâna trecută, cu deschiderea pieței după alegerile din Statele Unite, observăm o încercare de revenire spre zone de rezistență precedente. În cazul în care euro nu va avea o săptămână tocmai bună, am putea să vedem o revenire spre zona aceasta de suport, 0.83. În caz contrar, am putea să targetăm sau să avem în vedere zone de rezistență precedente. Și aici avem în prima fază o zonă de rezistență în jurul valorii 0.8550 și mai sus 0.8550. Sunt câteva zone locale de rezistență pe care am putea să le avem în vedere. Trecem puțin și pe monedele comodități, care au avut de asemenea o evoluție interesantă, însă nu în același sens. A avut o evoluție, atât AUD-ul cât și NZD-ul, dar și dolarul canadian au avut o săptămână dificilă și negativă. Pe de o parte, dolarul canadian a fost oarecum presat de declarațiile lui Donald Trump cu privire la posibilă retragere din NAFTA, acel acord comercial dintre Statele Unite, Canada și Mexic. Acea revenire asupra declarațiilor și Afirmarea faptului că America nu se retrage încă din NAFTA a oferit o zi în care dolarul canadian s-a apreciat, am avut o ușoară corecție, dar bineînțeles că anumite afirmații ale lui Donald Trump au indus în sentimentul traderilor o perspectivă mai puțin pozitivă pentru dolarul canadian, care s-a depreciat în corelație cu prețul petrolului, un alt aspect probabil care a contribuit la deprecierea dolarului canadian. Și bineînțeles aici avem o străpungere încă de săptămâna trecută a nivelului 1.3550, pe care îl menționam ca fiind un nivel extrem de important de rezistență la webinariile de la începutul săptămânii trecute și evident ne orientăm spre o zonă de rezistență precedentă, adică spre nivelul 61.8 pe USD CAD, care coincide cu 1.3850. Nu știu în cât timp va ajunge prețul USD CAD acolo sau această cotație acolo, însă e clar, perspectivele rămân în continuare pe pozitive și pentru USD CAD. Poate cea mai importantă sau poate cel mai important indicator care ar fi avut loc în această săptămână deja s-a epuizat în deschiderea sesiunii de astăzi, și anume ședința de politică monetară pe AUD, ședința de politică monetară a Băncii Australiei, care a decis să păstreze nivelul dobânzii la 1,5% sau la 1,50%. De asemenea, AUD-USD, îmi cer scuze, a avut o săptămână destul de negativă, cel puțin începutul săptămânii a fost unul extrem de negativ pentru dolarul australian, care pe de o parte este oarecum presat de datele economice negative, să nu uităm de piața muncii și de ceilalți indicatori care au pus oarecum presiune pe dolarul australian și au contribuit la realizarea acestui nou minim. Dacă până acum minimul arhi menționat, dacă pot să spun așa, și mult menționat de către noi era zona 0,75, acum această zonă a fost clar străpunsă, deși prețul se află peste ea. S-a creat aici un breakout care este posibil să găsească continuare la nivelul 0,7515, 0,7480 și prețul și-a setat un nou nivel de suport în zona 0,7450. Dacă facem schimbarea sau ne mutăm pe un grafic ceva mai mic, pe 4 ore, observăm că și linia acestui trend descendent continuă să-și păstreze caracteristica de nivel de rezistență. Cred că în zilele următoare, în funcție de cum vor fi datele pe dolarul american, am putea să vedem o retestare a acestui nivel de suport. În caz contrar, o spargere a acestei rezistențe în următoarele zile ar putea să aibă drept efect o retestare a nivelului 0,76 și poate mai sus, 0,7670, adică punctele maxime precedente. NZD-ul se află la minimul ultimelor 10 luni, adică a revenit în jurul valorii la care era undeva în data de 25 mai. Observăm că minimul pe care l-a înregistrat la finalul săptămânii trecute, respectiv 0,6850, este mai jos decât acest minim. Mă rog, este un punct de suport foarte important, 0,6850, 0,6880, pe care prețul l-a străpuns. Nu am văzut o închidere la nivel zilnic sub această zonă, dar și aici, din punctul meu de vedere, perspectivele rămân în continuare bearish. Nu cred că este sugerată o poziționare sau nu este bine să ne poziționăm pe termen lung atâta timp cât prețul se află peste acest nivel de suport, însă pe termen scurt, bineînțeles că datele cu privire la dolar ar putea determina ceva fluctuații și, bineînțeles, ar putea să aducă cu sine și eventuale oportunități de tranzacționare pe acest instrument și nu doar pe acesta, ci pe toate perechile care implică dolarul american. Haideți să trecem puțin și la indicii bursieri. Aici m-aș fi așteptat, așa cum am spus și în primele clipe din webinarul de astăzi, m-aș fi așteptat la o evoluție ceva mai interesantă după ce planul reformelor cu privire la taxele din Statele Unite a fost pus oarecum pe masă, a fost făcut public de către Casa Albă. Nu a venit această reacție, observăm că după acel entuziasm de după rezultatul alegerilor din Franța am văzut o perioadă de consolidare în zona maximelor istorice, nu chiar la maxime istorice, însă în zona acestor maxime, pe Dow Jones, dar și pe S&P 500, care a reușit să facă un nou maxim, însă nu pentru foarte mult timp. Observăm acest nivel de rezistență destul de evident, atât pe Dow Jones în zona 21.150, respectiv pe S&P 500 în zona 2400-2420. Am putea să spunem că o eventuală întoarcere sau dacă nu regăsim în continuare în evoluție indicilor bursieri peste nivelul acesta precedent de rezistență, ar putea reprezenta o eșuare a prețului în a face noi maxime, prin urmare și posibile corecții pe indicii bursieri americani. Foarte importantă ședința de politică monetară de miercuri și pentru indicii americani, întrucât poziția Fed poate fi un factor determinant și în evoluția indicilor bursieri. Pe indicii europeni, spre deosebire de cei americani, am văzut maxime istorice, atât pe Dow Jones cât și pe CAC40, principalii indicii europeni, dar ne vom rezuma puțin mai mult la DAX, care însă ca și pattern, ca și evoluția prețului, nu pare foarte diferit de indicii americani, adică am văzut aceeași evoluție puternic ascendentă, odată cu deschiderea de luna trecută, de după alegeri, după care am văzut o perioadă de consolidare în jurul valorii de 12.450, care reprezintă și principalul punct de rezistență în acest moment. Bineînțeles că și aici o posibilă reacție a indicilor americani după ședința Fed de miercuri ar putea determina reacții și pe indicii europeni. Deocamdată avem o zonă de consolidare, perspectivele rămân în continuare bullish, atâta timp cât nu avem semnale care să ne contrazică, însă să nu uităm că aceste evoluții pozitive din ultima perioadă nu au avut motive, să spunem, concrete sau nu au avut o bază care să putem să credem că va continua sau care ar putea să influențeze în continuare evoluția pozitivă a indicilor americani. Și facem trecerea și către mărfuri, cum ați sugerat și dumneavoastră, spre aur și spre petrol, cu care vom încheia sesiunea de astăzi. Aurul a avut o evoluție negativă săptămâna trecută, negativă nu din cauza sau nu datorită aprecierii dolarului american, ci, așa cum spuneam și la webinariile trecute, din pricina reorientării investitorilor către activele europene. A existat oarecum o tranziție sau un flux care a determinat scăderea prețului aurului sub nivelul 1260, retestează nivelul 1250 și în continuare cred că rămâne expus, se apropie de nivelul 1250, care reprezintă și nivelul principal de suport în acest moment. Practic, dacă ne uităm pe graficul daily, este o evoluție între nivelul 23.6, nivelul corectiv 23.6 pe swing-ul precedent sau pe swing-ul ascendent de anul trecut din 2016 și nivelul 38.2. Acestea sunt limitele în care ar putea să se miște prețul aurului. Repet, și acesta este destul de vulnerabil la evoluția dolarului american. Prin urmare, aprecierea sau deprecierea dolarului american ar putea să atragă aprecieri sau deprecieri, sau mai bine spus creșteri sau scăderi în cotația prețului aurului. WTI sau petrolul, de asemenea, a avut o săptămână negativă, nu foarte negativă, aș spune că a fost mai mult o evoluție ușor laterală după aceste scăderi semnificative care au avut loc în cursul săptămânii precedente, însă și aici perspectivele rămân destul de clare, și anume în sens descendent, deoarece ne apropiem de data de 6 mai, data programată pentru prelungirea acordului OPEC, acela de reducere a producției cu scopul de a stabiliza prețurile în jurul valorii de 50 sau 50 ceva de dolari pe baril. Cu cât acest acord întârzie, cu atât petrolul este mai expus spre deprecieri substanțiale. Avem un nivel destul de important de suport, în jurul valorii de 47 de dolari pe baril. În cazul în care va veni acest acord în această săptămână sau în weekendul care va urma, atunci, da, este posibil să vedem un rebound în ceea ce privește prețul petrolului, poate o revenire spre zona de 50 de dolari pe baril, poate și mai sus. Ca și zone de suport, este clar că zona 47 reprezintă un prim nivel de suport, dar există și riscul, dacă vreți, scăderii prețului spre zone precedente de suport. Zona 45 de dolari pe baril, poate chiar și mai jos, spre zona 43.50. În funcție de evoluția acestor aspecte legate în special de OPEC, cred că este posibil să vedem și ceva setup-uri interesante pe termen ceva mai scurt pe petrol. În legătură cu MACD-ul pe care îl utilizez, vom discuta în particular, domnule Eugen. Da, cam asta a fost pentru astăzi. Țin să vă mulțumesc pentru participare într-un număr mai mare decât de obicei, ceea ce mă încântă și sunt surprins plăcut în deschiderea acestei săptămâni pentru noi. Așa, bineînțeles, nu uitați de evenimentele pe care le organizăm în această lună, în luna mai. Cel mai important este, cred că am rămas fără imagine, dar oricum nu este extraordinar de relevant. Evenimentul lunii mai, spuneam, webinarul cu Steve Nissen pe tema metodei lumânărilor japoneze, pe care vă invit să îl urmăriți și, bineînțeles, să participați, pentru că este gratuit și ar putea să vă ajute în dezvoltarea strategiei pe care o aveți sau, cine știe, să găsiți noi metode de tranzacționare. Până la webinarul următor, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes în tranzacționare. O zi bună, la revedere!